Bă! Bă, eu dacă îl întâlnesc pe ăsta, pe martalogul ăsta pe stradă, să fiu al dracu dacă nu-i fum potul maroc la dentist. Păi să-i faci tu așa ceva lui Simona noastră, bă, și să scăpați, mă, curată, e corect, bă? Bă, dar nu mai plângem atât de milă pe Simona atâta. Nu, acum nu trebuie să pricep la oameni să vezi ce hahaleră de om e ăla. N-ai văzut ce ochi de șarpe are, mă? Păi asta zic și eu, hahalera, dracu. Ele devină și să-l bățească nimic. Lasă-mă, fricele, că acum ce mai conta ce vorbim noi aici? Ce a fost, a fost, la revedere. Acum e bine și-și vede treaba ei, nu? Ai, asta și ăștia suntem noi, mă, că... Bă, de cât suntem noi români, poporul ăsta, în pământul ăsta românesc, în România noastră, bă, toți ne-au luat de proști, bă, toți turcii și-a pătut joc de noi, mă. A, dar fără de Vlad Țepeș, că ăla a făcut ce-a vrut mușchilii cu turci. Ieri și așa. Bă, da Simona asta, dacă e așa deșteaptă, așa puternică, așa numărul unu, de ce nu se apucă, mă, să facă altceva? Ce, mă? Cu ce, mă? Să, uite, nu știu, să zicem că eu sunt numărul unu la schiuri. Cum așa? Păi cum să... Eu merg, mă dau pe schiuri și fac pârtea de la predal, ies pe locul 1. Azuga, numărul 1. Și vine încălzirea aia globală, mă, se topește toată zăpada. Eu ce fac? Încep să plâng. Bă, eu eram numărul 1, mă, dar s-a topit zăpada, mă, mâncața și goare. Și nu mai am ce să fac, nu mai am cum să fac. Păi și ce faci, bă, dacă s-a topit zăpada, ai? Cum ce faci, mă? Mă apuc de altceva. Am luat schiurile, le-am pus în cui, mă apuc de... Tras cu arcul. Da. Ia, cum, mă, cum vine asta? Păi așa e, dacă ești numărul 1 și ești chiar atât de campion, te plie și tu, dacă vezi că drumul se închide în fața ta, te apuci, mă, de altceva, nu știu. Bă, rață, bă, eu cred că ai amestecat sporturile în capul tău de aici, că e Celentano cu băuturile. Dracu, e mintea ta, bă, dacă Simona a fost numărul 1 mondial la tenis de câmp. Cum să se apuce acum să facă omlete, hă? Omlete? Am zis eu omlete, face omlete. Cum să facă, bă, omlete? Dar un ping-pong poate să facă. Bă, tu vorbești serios acum, mă? Bă, cum adică, mă, dacă vorbești serios? Bă, dar tenisul de câmp, n-ați zis, bă, că e greu, că dai, că e efort, că te apleci, că slăbești, că te îndoi, că te... Toate alea. De ce nu te apuci de ping-pong, mă, de tenis, de masă, de ăsta? Că e mai ușor, că e tot tenis, dar e mai mic un pic acolo. Bă, tu ești sănătos la cap. Bă, tu crezi că tenisul ăsta e cum e șoferia ta pe care face orice prost, bă? Bă, tenisul pe care face Halepa noastră, bă, e artă, bă, Nicule, bă! Nu mai prostii vorbești! Bă, ce faci, mă, faci prost? Ce te-a făcut, mă, prost? Am zis că vorbești mai prostii, vorbești prostii, nu te-a făcut prost. E o diferență, măi, Fericel. Bă, poate stai vreo diferență în frezeuții acum. Ce să faci, mă? Bă, stai cu minte acolo, bă. Bă, terminați, bă, cu scandalul. Bă, Pomiță, iar nu te băga tu, mă, gata, până la Simona, da? Băi, Fericel, fii atent aici, că n-am nevoie de probleme, da? Bă, du-te, probleme ai tu nevoie, stai jos acolo, că de cârși ai nevoie, dacă... Bă, tu vrei să zupi pe picioare? Bă, terminați, mă, că sparge dracu ceva pe aici, are bunul. Ce au să te bagi? Bă, n-am nevoie de probleme cu tine, băi, Fericel. Bă, tu de cârși ai nevoie, ești mecher? Da, mă, ești... Hai, ce, mă, ce-i afară? Ia, hai, mă, până afară! Băi, ești afară, hai! Ia, mă, până afară! Hai! Băi, nu, ce-i afară? Hai, vin imediat! Auzi, mă, eu te întreb pe tine serios acum, crezi că se poate conduce mașina cu ochii umflați? Că mi-e cam milă de brață, tu auzi ce-i acolo? Las capul imediat. Hai de mine, la desfigurată. Pune-ți o pătură pe prostul ăla, că-l trage curentul acolo.
Ardine-ți noroc și să fie într-un ceas bun. Hai sănătate la păsări. Oleu, oleu! Noroc, firițele! Ardine-ți noroc! Ce mă cu voi aici? Ia mă, mută și tu roba asta de aici. Bă, lasă roba acolo! Lasă-mă roba, te-ai apucat să muți roba, tu mă! Au! Ce-ai pățit, bă, băiatule? Am auzit că s-a rupt toate alea în tine, că ești terminat, oasele rupte, tot, Ce să zic, bă, Gianni, nu sunt bine deloc, bă, tu știi cum sunt blocat. Deci, nu ai pot. Nicureață ți-a făcut asta, a? Da, mă, crapă inima în mine de rușine, dar numai, gata, asta e. Recunosc el. Ele, da. M-a prins un opsai, bă, și m-a mars. Hai, dar să zic mersi că n-am ajuns la spital. Mamă, nasol, măi, puteam să... Da, eram firicele. Deci trebuie să-ți arăt un filmuleț de la mine, un telefon. Bă, nu mai vreau să văd filmulețe de-alea cu porcării de-a răstut tot timpul. Nu mai vreau, băi, lasă-mă, că așu pe telefon destule. Nu, că nu-i filmulețe de-alea, mă. Altfel de filmuleț vreau să-ți arăt eu ție, știi? Care nici nu crezi că există filmulețul ăsta. Da, mă? E dracu extraterestri? Nu, mai mișto. Ia, mă, că m-ai făcut curios, arată. Că fii atent, eu când înainte să vin aici la oaie, m-am dus pe la bobiță, știi? Da, mă, și noi am fost, bă, lasă-mă să zic, ideea e că n-am ajuns acolo, ce să vezi? Ce, mă? Ei, tu și curat să făceai ceva, piesă de teatru, cu alea, nu știu, mi-a plăcut, că n-am putut să nu filmez, iau, ia fii atent aici. Ce zici tu de filmulețul ăsta din telefonul meu? A, prins, Firicel. Hai, mă. Băi, nu vreți să vă spun care-i manevra? Nu vreau, mă, să știu de nicio manevră, mă. Mi-am dat niște bani ca să nu stric apele, mă, înțelegi? Băi, stai, mă. Bă, tu vrei bani de la mine, mă? Băi, stai jos, Firicel, că ți s-a pus bezna, pau și nu e bine. Bă, nu vreți mai bine să vă explic eu care-i treaba și vedeți după aia dacă mai vreți ceva de la mine? Da, e mai bine așa, mai lasă-l, mă, să zică și omul, că n-a... Fimea aia mare are un gagiu pe țeavă.